Deci am găsit alt bărbat pe Facebook. Da, da. Și eu am căutat-o o lună zile și când aud că e măritat. El a vrut să fac o... Eu am vrut să fac o familie. Eu în timp ce o căutam pe ea, ea deja era măritată. Și deci înainte am fost, când avem din Anglia, am fost la fată să-i aduc ceva, să-i îmbrac. Am fost pe acolo și la două zile aud că s-a măritat. Tata Daniel susține sus și tare că Mihaela nu a produs niciun ban și că singura ei sursă de venit a fost chiar el. Nu lucrează pe nicăieri. Ea până acum, îi trimiteam eu bani. Pe unde mă duceam, prin Spania, în Anglia. Tocmai din acest motiv, bărbatul s-a hotărât să o ia pe fiica lui de lângă mama Mihaela. Acum o lună zile m-am întâlnit cu ea în Oltenița, mi-am luat fata în brațe, m-am urcat în mașină și am plecat pentru că nu vreau să crească fata mea la ea, că are condiții foarte proaste. Și vreau să-i fac un viitor la fata mea. Și când am adus fata acasă, răcită, moartă. S-a dus cu mama cu ea la dispensar, de a lua tratament. Daniel spune că familia lui a încercat să o ajute pe femeia care i-a dăruit o fiică. Ba chiar că mama lui ar fi făcut tot ce a stat în putere ca el, Mihaela și copiii să fie uniți. Doar că familia lui Daniel nu ar fi fost pe placul femeii. Mama mea niciodată nu s-a certat cu ea, o învăța. Maică nu se pune rufele așa, de exemplu, o învăța la treabă. Ea se începea să supere, să nu mai facă nimic. Și eu ziceam, mama are dreptate, mama te învață. Se supăra foarte repede și zicea că nu poate să o supere pe mama. Mama a învățat și ea tot așa zicea că nu poate să o supere. El spune că tu te-ai cam măritat. Păi ce-i păsat lui, că nu mai eram cu el. Asta nu înțeleg, ci trebuia să deci stai puțin, păi tu zici că el a plecat așa deodată. A plecat așa deodată că așa i-a venit lui. Și după ce a plecat el de acasă, de la părinții tăi, tu ți-ai găsit un alt bărbat. Nu imediat. Eu, dar la câtă vreme? Băiatul ăsta care sunt acum cu el. Aha. Sunt aproape două luni de zile cu el. Care băiat are 19 ani, apropo. Da. Da. Bun, și tu ai 28. Da. Bun, se poartă treaba asta, văd. Acum, repet, nu asta e problema noastră, că nu e până la urmă nicio infracțiune. Dar el îți reproșează ție asta acum pentru că încă te-ar mai iubi sau ar vrea să se întoarcă la tine sau ți-a luat fata ca să te recâștige? Nu, ca să se răzbune pe mine. Dar de ce să se răzbune? M-a amenințat și pe mesaje. Îmi pare că mi-a aruncat cartela. Dar de ce să se răzbune? Că nu vreau să mai fiu cu el, că el vrea să stau acolo la culcan și nu pot stau acolo. Este puțin, dar nu el a plecat de la tine fără niciun motiv? Păi el a plecat, asta. Păi hai să-l întrebăm. Daniel Negrea, ești în legătură directă cu noi. Bună seara. Bună seara, să rămân. Daniel, tu spui că ea s-a măritat și că de fapt tu ai vrut să faci o familie cu ea, dar n-ai avut cu cine, că ea și-a găsit pe altul. Da. Dar eu înțeleg că ea și-a găsit pe acest bărbat după ce ai plecat tu de la ea. Tu ai ales să pleci și erați deja despărțiți. E adevărat? Da, asta e adevărat, e adevărat. Da, atunci, dar de ce m-am plecat de la ea, da, pentru că era foarte mizerie acolo. De aia ai plecat tu, că era foarte mizerie. Motive. Și de asta ai luat și fata cu tine? Deci ea m-a păcălit pe mine, de aia m-am mutat la ea. Nu, mă ascultați, vă rog? Da, te ascult. Eu acolo am stat 4 luni de zile la ea, pentru că m-a păcălit, i-a zis că după ce te-ai trutat la fată, vine cu mine acasă. Și nu puteai să mai ieși o săptămână? Și de unde? Când după ce aia a zis că ea nu mai vine niciodată la curcani. Și tu de aia ai plecat. Bun. Dar că e treaba ta că ai plecat? Că până la urmă nu sunteți nici căsătoriți? M-a păcălit tot timp de 4 luni de zile. Bun, dar stai puțin, Daniel. Poți să înțeleg că tu vrei să vă duceți la tine la curcani, că poate ai condiții mai bune. Da. Dar fata, cum de-ai răpit copilul de la domiciliul la care el stă și în acte? El figurează în certificatul de naștere. Eu nu mi-am răpit fata. Mi-am luat fata ca să-mi o cresc eu, că pentru că acolo nu are condiții deloc. Da, asta nu puteți decide dumneavoastră dacă sunt sau nu condiții, dacă e sau nu moralitate. Scuzați-mă că vă spun. Asta decide o instanță. Copilul trebuie să stea la domiciliul la care a fost declarat atunci când a fost declarat.
Dacă schimbă domiciliu, autoritățile trebuie să știe în permanență unde este găsibil acest copil. Dumneavoastră puteți schimba domiciliu, puteți cere să primiți copilul, da, puteți cere și custodie exclusivă, dar doar prin judecător. Doar la tribunal. Știți ce zic? Doamna Mara. Pentru că altfel, legal vorbind, se consideră răpire. Da, da. M-a ascultat și pe mine puțin, vă rog. Da. M-a ascultat și pe mine, vă rog. Absolut, puțin. Vă ascult, da. Ce să stea fata acolo, că am adus-o plină de păduchi. Să știți că și Boslăi Mihaela e plină, e plină de păduchi în cap. Să știți că și copii de și familii nu, foarte bune. Fata mea mi-o spălat la 3 săptămâni. Dar de unde știți asta noastră? La 3 săptămâni spăla fata. Păi au stat împreună acolo. Bun, eu înțeleg. Păi, eu am stat 40 de zile acolo. Poate să fie ca dumneavoastră, dar cereți legal, prin instanță. Asta. Pentru domnul că Daniel, altfel puteți avea probleme cu exact. Legea. Domnul Daniel, nu vă faceți singur dreptate. Da. Noastră adresați-vă că se rezolvă foarte repede. La o protecția copilului, da. Care să constate unde copilul are condițiile mai bune de trai. Vine un inspector de la protecție, îl luați de mână când depuneți cererea acolo. Și rezolvați, pentru că altfel sunteți pasibili de pedeapsă. Mai am să mai vă zic ceva. Te ascultăm. În timp ce stăteam în Anglia, munceam acolo. M-auziți? Da, te ascultăm. În timp ce munceam în Anglia, Bosoi Mihaela m-a amenințat să-i trimit bani, să-i trimit, că pe fiecare săptămână îi trebuia bani. Hai că dacă nu îi trimit bani, nu mai îmi dă fata să vorbesc cu ea pe Messenger, cu fata. Am înțeles. Asta acum, minte. Hai spune așa, e mizerie cruntă la tine în casă? Nu e chiar așa mizerie, dar... Nu e chiar așa, dar e? Este pentru că este o casă bătrânească. Păi da, și ce? Am mai văzut case bătrânești foarte curate. Ai un var, dezinfectez și gata. Dar e adevărat că aveți păduchi acolo? Până să plece, el era așa, acum nu mai e așa. Hai spune. S-a făcut curățenie. Da, păi înseamnă că avea dreptate să plece, nu? Aveai păduchi. Până a plecat era jale. Da. După ce vă încurca el, ocupa locul de nu puteați da cu mătura? Nu, sau de ce nu puteați face curățenie? El a pus fata în pericol la 2 ori. Cum? Le-a pus pe cineva să facă o sobă la noi, în cameră. Și nu i-a făcut fumurile. Deci a făcut apă de cărămină și și tu zici că a intrat tot fumul în casă. Tot fumul băga în casă. Am înțeles. Eu când nu eram în casă, el ținea ușile închise și el stătea pe telefon și îi asculta muzică pe telefon. Am înțeles. Dar tu spune-mi altceva. Fetița ta îi făceai băiță fetii la 3 săptămâni, o lună? Nu. Dar la cât? Când îl spălam pe băiat, o spălam și pe ea. Pe ea o spălam de mai multe ori. Aproape fiecare zi. Dar la tine a fost luat vreun inspector de la protecția copilului? A fost. Și? Ce au zis? Sunt condiții pentru creșterea a 2 copii acolo? El a zis că da. Acum, dar el trebuia să vină și el aici. Nu știu de ce n-a venit. Da, Mihaela, e adevărat că avea fetița păduchi când a luat-o. Atunci, în momentul... Păi o văd în imagini tunsă. Apropo de asta. Asta am remarcat și eu și mama. Atuns-o el. Că avea păduchi. Dar de ce atuns-o? Nu-i plăcea cum îi stătea părul sau de ce? Hai să vedem câteva imagini. Spui că n-ai mai văzut fetița ta de vreo lună. Uite, o să-ți arătăm și noi câteva imagini pe o tabletă. Noi nu putem să dăm fetița la televizor. Da. Uite-o. Asta când era? E luna asta, nu? De când n-ai mai văzut-o. Filmarea, vreau să spun că este de astăzi. Cum ți se pare fetița? E fericită? Acum, da, dar un pot de care trebuie să-l pe Messenger la vecin. Îmi pare trist, are ochișorii roșii, supărată. Dar soacra ta, cum ar veni, mama lui Daniel, se ocupă? E o femeie vrednică? Se ocupă de copil? Ce crezi? Se ocupă, dar mai sunt, mai are grijă de vreo 4 copii, afară de ea. Și ce importanță are? Și ea e în vârstă, e bolnavă, nu știu ce să vă... Păi, dar la tine era mizerie, înțeleg. La mine avea ce să aibă grijă de ea. Stăteam pe mânță cu ea, nu plecam de la... Dar de ce era așa de mare mizerie? Că nu făceai nimic, înțeleg că nu lucrezi. Cât poate să coste o găleată de var? Mama. Dar de var din ăla tradițional, nu dă ăsta neapărat lavabil sau mai știu eu ce. Cât poate să coste? Dai o bidinea cu var? Fum, se face praf mereu. Și ce dacă? Da, o dată de 2 ori pe an trebuie să dezinfectezi. S-a dat, nu știu, a făcut bună să vină aici la Ulmeni, a dat cu var în toată casa. Dar cu cine stai la Ulmeni acolo?
cu părinții adoptivi, că eu sunt luată. Ești adoptată? Dacă, da, sunt luată de cămin. Am înțeles. El m-a amenințat că zice la aici, la televizor, ce mi se întâmplă mie când eram copil. M-a amenințat că mă dă în judecată și de-a treaba asta nu știu ce n-a făcut-o. Poate se rezolva până acum.